Bun, doamnelor și domnilor, o poveste care impresionează prin, hai să zicem, dramatismul ei, chiar dacă actorul principal al acestei povesti este un miliardar, poate cel mai bogat om din lume, Elon Musk, crede că fiica sa, comunistă, transgender, a rupt legăturile cu el pentru că a fost spălată pe creier. Poate avem și imagini cu fiica a fost fiu. Da? Se numea Xavier înainte. Alexander Xavier Musk. Și acum s-a devenit așa fată. A înscris-o la un colegiu în California, o școală foarte scumpă, școala Crossroads pentru arte și științe din Santa Monica. Și pe cei de la școala asta îi acuză că i-au infectat mintea cu virusul woke. Jenna Wilson se numește acum, băiatul lui. Asta l-ar și fi determinat să cumpere Twitter pentru a schimba mentalității în Statele Unite și pentru a eradica wokeismul. Asta spune Musk. Este disperat. El a mai pierdut un copil. I-a murit un copil și îi se pare că această dramă este mai mare decât chiar pierderea copilului. Da, ultima declarație a ei, a lui, cel fi el, că sunt toxici bogați. Dar da. Cine i-au plătit? Cine i-a plătit schimbările? Da. Nu, schimbările de sex. Schimbările de sex, da. Cine i-a plătit? Bogați. Taicăsul care era bogat. Deci încă o dată revin. Este alegerea părintelui. Părinții sunt vinovați, nu școala respectivă. De ce trebuia să o trimis? De ce n-a trimis-o în Africa, în Gabon, în Rwanda, să lucreze într-o tabără pentru să salveze elefanți și așa mai departe. Că am Valene, niște prieteni tot, care au avut copii, tot așa, au început să răsoia razna, pentru că programele, ce discutam, 1993 am fost acolo. Eram la Madison, Wisconsin și mi-explicau mie că trebuie să gândim cum să facem niște sindicate ale imigranților ilegali. Deci, în 1993, și ne explicau nouă cum e comunismul, de bun comunismul, și eu le explicam cam că în Chile trebuie distrus tot, că Chile e nou. Uite, ăsta e rezultatul. Dar, părintele, dacă tu ai bani, nu poți să te gândești să-l protejezi? Îl trimiți, tată, în junglă. Nu-l trimiți, nu-i permiți, nu-i finanțezi toate deviațiile astea. Da? Cazul de la 2 mai, da? Eu știu pe copilul ăla de la 2 mai, pe Vlad Pascu, tot așa. Părinții super bogați, de ăștia, cu relații, cu nu știu ce. Nu știu când era... Dar nu l-a amenințat pe Victor, a avut 4 procese penale, a vrut să-l bage în pușcărie, pentru că i-a zis, pe aici nu se trece, vorba ăla de la Mărășești, da? La Mărășești. Era copilul de 3 ani, era un copil drăguț, frumos. Dar când l-a văzut pe tasul cum este, părinții sunt de vină. Copiii sunt rezultatul, așa cum zice și la Biblie, cum zice, rugăciunile părinților sunt temelia caselor copiilor. El e vinovat. A făcut bani, da? Și eu îmi recunosc anumite probleme cu relația cu băiatul Bun, meu. Care e vinovăția lui? Da? L-a dat la un colegiu Și unde să-l trimiți? În California. Unde a plecat toată tâmpenia asta prin anii 70. Stat marxist, în care universitățile sunt marxiste, neomarxiste. Dar nu, da, marxism e acum și la Harvard, da. În care ai cotă pentru diferite culori ale pielii, n-ai examen pentru câți neuroni sunt activi. Și, pe urmă, vrei să America, în viitor, să o vezi bine? Povestea cineva, o prietenă de-a mea care e în Georgia, și mi-a zis, Monica, tu știi că fiica mea plecați din România, e IT-ist așa, e la o clasă specială de matematică. Da? Și a zis așa, 60% sunt indieni, 60% sunt indieni, 25% sunt asiatici, coreeni și chinezi, mai puțin chinezi acum, că așa, coreeni mai ai, vietnamezi, și 10-15% salbi. Noua stea republicanilor este de origine indiană. Vivek Ramaswamy, care e în urcare, are 36 de ani, a făcut Harvard-ul. Sunt geniali indieni, dar trag. Este considerat ca viitorul președinte al Statelor Unite. Da? Da. Nu,
uite-te... Nu acum. Nu, păi nu. Câțiva ani. Dar în Marea Britanie, primul ministru, nu e tot Pakistan, tot de origine. Da? Deci, încă o dată, în familiile alea, deci am prieteni... Dar iarăși o familie bogată. Bogată, dar cum? Dar care muncește. Deci nu de ăștia și copilul, nu face el ce vrea mușchii lui. Deci copilul e... Deci am o prietenă care este... Aici e vorba și de religia pe care o au și nu, dar e respectul modul în pentru care familie. De exemplu, eu îți dau un exemplu. Noi acasă, duminica după ce mergeam la biserică, mâncam toți la ora 12. Cu tata am încapul mese. Și el tăia carne. Și îi spuneam lui tata să rămână tată. Deci în comunitățile de indieni din Statele Unite, acolo nu discută. Și majoritatea se îndreaptă să fac doctori da. Și avocați, mai puțin ingineri. Păi ca dovadă, uite-te, India a pus satelitul pe lună. Uh-huh. Rușii n-au reușit. Și acum a trimit altul. Deci, totuși, puterea IT-ului în India e pe locul 2 după chinezi. Nu. Rezultatul civilizării de către Imperiul Britanic. Deci, da. Bush a fost primul care, mi se pare mie, a făcut o vizită în India și a spus, acum putem să facem o vizită pentru că elita politică din India a crescut foarte mult și e capabilă să înțeleagă. Dar marea problemă a Occidentului, din punctul meu de vedere, este că pe zi ce trece prin curicule de genul ăsta, hai să vorbim de schimbare de sex, de cum e încălzirea globală, mă tâmpenii învață. În loc să învețe niște lucruri, în primul rând istorie, ăștia nu știu istorie. Mergi la expoziția asta care au deschis-o acum. Nu mi-a zis fiul meu că e o porcărie. Câteva zile, păi... Nu, dar acum a fost și târgul de... Cum a fost târgul de design. Nu, copiază. Deci... Deci copiază Occidentul, dar îl copiază după... Deci îl copiază la cât îi duce absurde, mintea. Da. Deci... Care provin de acolo. Acum... Uite ce spune Musk. Ce zice? Neomarxiștii au preluat școlile de elită și universitățile liberale. Își învață studenții să disprețuiască persoanele bogate. Da, ne ducem spre... Și familia, nu? Eu n-am înțeles chestia asta biserica, la oameni. Biserica, familia, absurditatea asta ideologică. Ideologia este un mecanism prin care anumite structuri, anumite zone de putere încearcă să spele creierele populației pentru a le manipula mai ușor. Ideologia este cel mai groaznic lucru care i s-a întâmplat umanității dintotdeauna. Ideologia, indiferent cum s-a numit ea. Da, dar cum că poți să faci asta? În zona religiei sau nu, sau alte paliere, Mădălin, construcții filozofice, oricum, sunt niște nenorociri în momentul în care devin program politic, toate astea. Nu, dar nu poți să o faci dacă ai o educație, cum ziceam, de calitate. Nu, dar mi se pare incredibil. Dar este voluntar făcută distrugerea. KGB-ul a introdus în universitățile americane, în perioada interbelică, niște intelectuali de extremă stângă care au radicalizat au creat mediul radicalizării de stânga al Universității Americane. Și ăsta este rezultatul. Deci, practic, Rusia a învins o parte a Statelor Unite, a introdus în Statele Unite germenele marxismului și în acest moment Statele Unite se autodevorează. Da, și în Franța e același lucru. Se autodevorează. Deci mi se pare incredibil ce s-a întâmplat cu acest comunism care nu moare și revine sub tot felul de forme. Au distrus educația. Macron a desființat Institutul de Înalte Studii care a produs toți liderilor pentru că era elitist. A distrus bacalaureatul, da? Tot ca să egalizeze. Deci distrugerea educației... Oamenii nu sunt egali, nu se nasc egali și nu vor fi niciodată egali. Nu suntem egali. Trebuie să renunțăm la această prostie. Nu suntem egali, da. Nu trebuie să disprețuim pe cineva care nu are... Nu trebuie să creăm niște discrepanțe între oameni, astfel încât să subliniem diferențele dintre ei. Dar nici să egalizăm cu forța. Că nu e normal, nu cultura e... Cultura asta, curentul ăsta woke, asta înseamnă că el spune cine a făcut bine, cine n-a făcut bine. Da, nu, dar pe mine mă deranjează. Ce să vorbești, ce trebuie schimbat din istorie. Ce trebuie să faci. Adică da, domnilor, întrebarea mea este, e democratic să n-am voie să spun ce gândesc? E democrație când tu mă împiedici pe mine să spun pentru că nu-i politic corect? Păi, atunci de ce rupt în Ucraina pentru democrație și mor oameni?
Care democrație? Democrația în care nu am libertatea cuvântului. Nu pot să spun că unul e prostată. Trebuie legea cu datele dacă personale. Dacă ai argumente, poți. Deci, domnule, ești prost. Argumente. Eu, stat, trebuie să te ajut, să-ți dau posibilitatea să evoluezi. Dar dacă tu nu vrei, de ce votul tău este egal cu votul meu? De-a lungul timpului s-au făcut tot felul de experimente. Și ăsta este un experiment care se face la ora actuală. Nu, dar au distrus credința. Au distrus credința. Ăsta va duce inevitabil la disoluția. La distrugerea, nu. Distruge rasa albă. Este... Ca aia, rasa albă. Eu îți spun un lucru. România, într-un fel, este mai puțin afectată. Contaminată. Și contaminată, de pentru ce? Că calea cea mai scurtă către Dumnezeu e ortodoxia. Exact. Și atunci... Deci, ortodoxia atunci... este... Da, dar că suntem putiniști. Păi nu. Că, deci eram într-o discuție de-astea cu niște mai liberale așa și mi-am făcut cruce când, apropo de ce spuneau, da? Ce, sunteți ortodox? Da. Dar sunt de păi, dar grecii nu sunt tot ortodoxi? Păi, dar nu fac diferența. Deci după cum ne închinăm, deci când da, noi facem... Deci facem așa, deci suntem paria. Noi aducem lumina... Suntem paria noi pentru ducem, că... Noi ducem lumina... Spre întuneric, ei duc întunericul spre. Deci, încă o dată, distrugerea, și aici problema este și a mișcărilor neoprotestante, că acolo, alea au susținut. Deci, mișcarea protestantă a fost bună, dar a deviat în Statele Unite, în niște zone, și atunci, și acum se luptă. Vorbeam cu niște ucrainieni de în Cernăuți care spuneau că ce sunt prigoniți. Preoții ortodoxi. Uite, tot ăsta Balaci Orban de care vă vorbeam a spus că Ucraina are o problemă cu intratul în Uniunea Europeană și în NATO. De ce? Din cauza tratamentului pe care îl au minoritățile maghiare. Și dacă nu se întorc înapoi la tratamentul care a fost la început când a fost formată. Dar nu și înainte. Vor avea din nou probleme. Domnul general, mi-am dat doctoratul la Iași în educație împreună cu inspectorul șef de limbă română de la Cernăuți, în 98, da? Și de atunci era prigoana împotriva română. Nu, dar nu era. Noi n-am avut acolo, noi n-am exista o lege. Deci noi n-am avut bacalaureat în limba română. Da, n-am înțeles, dar nu era o lege. Acum e o legislație. De-aia și Consiliul NATO-Ucraina a fost blocat ani de zile. Foarte bine. De deci, Ungaria. Nu, păi asta e. Ungurii, deci am guvernatorul din Transcarpatica, înainte de a începe războiul, am avut ocazia. Problema lui von der Leyen este Orban la ora actuală. Dar bine mare face Orban, domnule, bine face Orban că sprijină educația. Iar dacă Trump vine la Casa Albă, va avea și mai multe probleme. Cu ce? Cu Trump? Orban? Orban. Da. Deci, mie îmi place de ministrul lor de externe. Bun, n-am tras o concluzie. Este suferința lui Musk în acest moment. El a declarat, a considerat ruptura de fica, de băiatul lui, care acum e fată. Acum să știi că mult, mai dură decât pierderea unui alt copil. Dar e vina lui! Mădăline, da. E vina lui! E material, mă. Nu, e vina lui! E vina lui! Deci, dar n-am înțeles care e vina lui, că l-a trimis la această deci, școală. Deci, domnule, deci copil... Deviația nu se produce la o ființă umană. Nu e așa. Deci se însemne pas cu pas. Deci, în acest moment, acest behavior, această alegere, această opțiune socială, nu mai sunt considerate deviații. Deci să nimeni de bani. Foarte bine. Deviații. Ia să-l lase să trăiască, să fie sărac. Să fie sărac. Deci nu-i dai bani. Deci e ca și cu cancerul, da? Savia Alexander a fost învățat să urească tot ce înseamnă diferențe. Pentru că a avut tot ce i-a trebuit. E pe zona pe care am trăit-o noi, acum interniștilor, bolșevicilor, comuniștilor care doreau egalitate și așa mai departe. Statele Unite, lucrul ăsta se întâmplă, mi se pare inimaginabil. Deci, practic, noi ne-am luptat să ne eliberăm de chingile unei astfel de sistem și o astfel de mentalitate. Dar ăștia nu știu ce e la comunism. Îndreptându-ne către visul american și către visul occidental, ca peste 30 de ani să ne sufoce
o mișcare de același tip care vine de data asta dinspre vest, spre... Mai țineți minte când... Deci la estul încercăm să le explicăm, bă, ce aveți, mă, bați? N-am la mine, dar am o listă cu 6 baze militare care și-au schimbat numele pentru că nu erau politically corect. Deci nu poți să înțelegi, să distrugi o țară ca America. 6 baze militare. Deci, să vă povestesc o chestie. Știți când a fost cu Pinochet, cu Allende, cu asta, da? Eram profesor în drumul tabere. Și l-au împușcat pe Allende și Pinochet. Chile s-a dezvoltat că au avut chestia asta. Iar spun că nu e politic corect ce zic, dar am fost în Chile și am văzut. A fost un regim de mână fortă. A fost un regim de asta. Allende era un a scos muncitorii, că a scos tot infractorii din pușcărie și a făcut miliții. Deci, da, dar noi am primit informațiile de la partenerul strategic Allende și FISA, care a scris cărți. Bai de mama! Și au venit chilienii, s-au refugiat în noi, în România, ăia comuniști. Da, și am avut doi colegi, am introdus limba spaniolă la școală ca să le dăm locuri de muncă. Era tot cum e acum cu ucrainienii. Bun. Și noi care trăisem în comunism, ăștia ar veniseră cu Allende, cu egalitate, să fim gata cu bogăția. Și după 2 ani de zile s-au plecat în Suedia. A zis că nu le place comunismul ăsta românesc. Au plecat în comunismul occidental. Da? Deci, asta se întâmplă, că vin tot felul de... Eu l-aș lua pe copilul ăla, în fată, băiat ce-o fi, toate te duci în Gabon, te duci în Nigeria. Fiimea a fost la o nuntă în Nigeria. Și fiimea, tot așa, noi nu suntem săraci. Dom'le, când a venit acasă, mi-a zis, mama, e groaznic. Pe ce ai crezut? Zice, cum trăiesc cu oamenii ăia? Nu găsești, mi-a explicat, că n-a găsit și... Aia este sărăcie, da? Păi ce mai rău ca în Liban. Libanul a fost Elveția Mediterană, da? Deci, trimite-l, tată, în Ruanda. În Ruanda să-l trimită să muncească acolo, că nu, acolo încă nu-i ia gâtul. Le luau înainte. Da? Asta trebuie făcut cu ăștia. Trimiși să muncească ca voluntari, să trăiască exact cum trăiește ăla din Nigeria, care merge... Deci acolo nu există mașina, are 6-5 locuri, da? Dar sunt 7 care stau pe mașina aia și merg agățați. Și cum arată, mi-a arătat cum arată niște piețe acolo. Nebunești! Să se ducă să vadă! Și asta urmează și în Africa de Sud. Africa de Sud a luat o raznă. Africa de Sud a luat o raznă. Și asta a fost o putere economică, dar au dat putere oamenilor needucați. Că Mandela a fost, a luat premiul Nobel, nu? Mandela n-a luat premiul Nobel. Nu, am vorbit cu colegului de celulă. Când am fost la... Să nu pot să povestesc, nu e un 12 noapte. Da? Deci, despre ce vorbim? Despre această ipocrizie. Vorbim de valori, de dragoste, de democrație, de lupta pentru binele omului, când nu se urmărește decât distrugerea rasei albe. De redistribuirea averilor și așa mai departe. Asta, da, cu distrugerea rasei albe, nu știu, n-aș intra chiar în zona asta, dar... Distrugerea rasei albe, ascultă. Recunosc că Europa nu mai e ce a fost, adică sunt zone în care te frică să mai ieși pe stradă, pentru că au fost acceptați niște... Problema este că nivelul educației... Au fost acceptate niște comunități... Nivelul educației a scăzut foarte mult. Păi da, deci asta a fost cu premeditare, crimă, cu premeditare. Când am fost la Washington și m-am întâlnit cu directorul, eu consider Banca Mondială, o criminală în serie. Deci m-au trimis, eu și mi-asum, da. 1992, programul Băncii Mondiale de distrugere, de egalizare a șanselor la educație după căderea cortinei de fier. Eu am lucrat la Madison Wisconsin cu omul care a fost plătit de Banca Mondială să schimbe, facă reforma educației în Rusia. El a lucrat, da? Și principiile toate au fost de distrugere, deci tot ce înseamnă competiție, pentru că și în armată trebuie să existe competiție, da? Atâta timp cât distrugi competiția, nu creezi elite. Da? Și la, când faci modificările alea genetic, trebuie să scoți cei mai buni. Păi cum scoți cei mai buni dacă
toți sunt egali. Dacă uniformizezi. Păi dacă îi uniformizezi. Aș vrea să mă întorc la o societate în care lucrurile astea nu se întâmplă. Apropo de Rusia, că ați vorbit. Putin s-a dus la deschiderea anului școlar, pe 1 septembrie se întâmplă în Rusia, și a ținut un discurs în care a vorbit de Crimea, ca de, mă rog, normal, o provincie a Rusiei, dar le-a spus puștilor, elevilor de acolo, a vorbit în termeni de genul ăsta, suntem invincibili. Nu ne-au învins nici în al doilea război mondial. Dar Putin nu ne vor învinge face apologia Imperiului Petru cel Mare. Imperiul Rus. Deci ăla nu, pe ăla niciodată nu o să-l auzi că vorbește altceva decât acea teorie a Imperiului. Suntem invincibili. Păi da, sunteți cea mai mare țară din lume. Polonia zice că Rusia, ăsta, al ministru apărării sau ce, din Polonia, zice că Rusia de-abia așteaptă să atace o țară NATO. Bine, acum ministrul Poloniei ei au un interes, pentru că acolo există alegeri în octombrie, iar interesul lor este să justifice echipamentul militar pe care l-au luat, vor să câștige din nou alegerile. Așa spun eu, președintele a semnat acum 2 săptămâni o lege prin care medicamentele se dau gratuit la copii. Nu e, dacă spui asta, că și la noi se întâmplă așa ceva, te împușcă. Deci n-a pus să treci stradă. Că dă ăla cu motocicleta peste tine sau te duci cu motocicleta în zid. Fără să pui frână. Da. Adevărul că mi-aduc aminte când eu făceam școala, că și eu m-am apucat la 50 de ani să fac școala pe motociclete, erau numai puși din ăștia pe lângă mine și mă întreba instructorul, domnul general, de ce vreți să faceți școală? Domne, am un ATV și nu pot să-l conduc, că la vremea aia nu era. Nu dădea voie să conduci cu permisul de autocit. Și v-ați dus și în asta? Și m-am dus și am făcut școala. Băi, primul lucru care l-am făcut, că m-am simt motocicletă, i-am dat drumul într-un zid. Efectiv, făceam la unde, lângă Biblioteca Națională. I-am dat drumul la motocicletă. Ce zice la ce faci, îți strici motocicletă? Era un nici de ăsta, leșinat, complet. Adică. Nu și-am învățat. Da, credeți că a fost o întâmplare? Ore, iar când m-am dus la examen, polițistul m-a întrebat. A zis, domnul general, chiar știți sau... Bă, chiar știu. Și faceți toate alea și mergeți și... Doamne, păi, hai să vedem. Rusia nu va ataca. Rusia... Deci eu am învățat o chestie... Mamă, ce batalizeu aici. Deci eu am învățat o chestie de la un profesor de-al meu de istorie care a stat multă vreme la pușcărie. Și a zis așa. Când Rusia arată slabă, e mai puternică decât îți imaginezi. Când face pe... Deci umflă mușchi, atunci are probleme. Declarația asta de care vorbiți a lui Putin, Putin are acum probleme. Arată că are, deci are și cu rubla nu, și cu... Deci, eu am spus, Monica, am spus ce a spus Miley, președintele Comitetului Întrunit al șefilor de state majore, în care el avea o mapă verde cu care venea la toate reuniunile în Europa. Acolo erau toate planurile cu Ucraina. Ce făceau, cum trebuiau să nu știu ce. Și mai ales s-a dus de Crăciunul din 2022 la o sesiune de asta, a discutat despre Ucraina și a spus că lucrurile se vor bloca. Și că în momentul în care Ucraina a câștigat primele două ofensive la Herson și la Harkov, trebuia să înceapă discuțiile de pace. Bineînțeles că specialiștii de la Casa Albă au sărit în sus. Au spus că mai le-a retras. Specialiștii fiind politruci. Da. Deci nu. Deci... Americanii nu înțeleg. Deci eu am înțeles că acum că Victoria Nuland este aia care taie și spânzură. Nu. Și nu știu, nu înțeleg. Și acolo oamenii sunt împărțiți pe nu, dar nu știu, nu înțeleg. Deci americanii nu înțeleg Balcanii. Și în general occidentalii. Și nu înțeleg spiritul rus. Cum nu înțeleg nici pe chinezi. Ba, nu înțeleg. Îmi spune, uite, o să citești în memoriile pe care le scriu acum, cam ori fie și la pensie aia, dar au înțeles. Că ăștia nu înțeleg. Într-adevăr, era o generație care a ieșit la pensie. Oameni care au făcut școală, care n-au învățat despre încălzirea globală și schimbarea de sex la universitate. Pe scurt, la final, vă rog, ziceți că... Ziceți. Ce? Nu mai știu ce ziceați, că vreau să încheiați, să trageți o concluzie. Se termină. Până în Crăciunul... Discutam de mai de Maile, până de Crăciun. De generalul Maile. Situația este acum... Ucraina
a spart prima linie de apărare a rușilor. O linie foarte puternică. Adică nu cred că vă puteți imagina o linie concepută ca la carte. Cu tuneluri, cu dinți de dragon, cu mine. Deci dacă ăștia deminau ucrainienii, ăștia aruncau proiectile care împrășteau mine fluturi. Deci ăia deminau dimineața, ăștia și de asta l-a înlocuit pe ministrul apărării? Nu, că ministrul apărării a fost o problemă de, zic cu gurile rele, de corupție. Corupție, Reznikov. Da. Bun. Bă, foarte frig în seara asta aici, deci a fost prunt. La final, o singură chestie cu care sunt de acord până acum cu premierul Ciolacu, a anunțat o propunere care vizează eliminarea păcănelelor din toate orașele. Nu-l subestimez. Că este un om care a supraviețuit în PSD când mulți au plecat. Nu mă interesează, nu-l subestimez. Pe mine mă interesează să țină cu țara asta și să înțeleagă. Nu știe. Nu știe. Da. N-are cu cine, mă. N-are cu cine. Nu, s-a înconjurat. Nu este cult. Deci îl pui pe Ciolacu în paralel cu Năstase. Bun. Sper totuși să țină de rațiune, să înțeleagă că genul ăsta de măsuri nu vor face decât să alunge din țară tot ce înseamnă mediul privat adevărat. Oamenii vor pleca, vor lăsa aici. Îi vor lăsa cu cei care nu au de unde să plătească impozite. Asta va fi viitorul României. Dar sunt de acord cu eliminarea păcănelelor din toate orașele țării și sper că Marcel Ciolacu să devină acea figură pozitivă pe care așa... Acum să știi că cei mai buni finanțiști sunt la Banca Națională. I-a luat guvernatorul țării. O știre interesantă, o singură doză de psilocibină, substanță aflată în ciupercile halucinogene, ar putea duce la o reducere rapidă și susținută a simptomelor depresiei severe atunci când este administrat împreună cu psihoterapie, potrivit unui nou studiu, știre publicată de Bloomberg. Interesant. Eu sunt pentru legalizarea cannabisului sub control și crearea unei baze de date. Ăștia sunt nebuni. Deci am înțeles. Ăștia sunt nebuni. Trebuie să-i controlezi. Am înțeles că sunt niște medicamente pentru câini care le dau veterinarii și care le folosesc ăștia pe post de drog. Da, și dau rețete pe sub. Da. Și eu mă vindec de cârcei cu cremă de aia de cai. Bine, aia. Foarte interesantă discuția la final. Mulțumesc, doamna Monica Tatoiu, mulțumesc domnului general Alexandru Gomescu. Mulțumesc și noi tuturor celor care ne-au urmărit și în această seară. Only for Men pentru Ținută. Rămâneți cu Metropola TV, toate cele bune. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.